20, aș fi convocat în ședință ordinară pentru data de astăzi, pe ordinea de zi fiind incluse 4 proiecte de hotărâri. Noi, de fapt, analizăm încă 3 impulsuri, pe care le-am introdus ulterior, în vederea analizării și supunerii spre votul dumneavoastră în ședința de astăzi. Tu, primat, dacă dați cuvântul de pace, să vedem ce facem. Bună ziua, domnilor consilieri. Vă mulțumim că ați dat curs invitației noastre de a participa la ședința ordinară de pe luna februarie. Este ședința în care aprobăm bugetul local al Comunei Corbasca, ședința în care ar trebui să iasă fum alb pe coșul instituției, ca la Vatican, când se alege Papa. E un moment hotărător într-un an de zile, mai ales, mai ales că în ultimii ani am avut bugete prin mai, iunie. Anul ăsta e un an bun, se vede că începutul anului este bun și prin urmare și cifrele probabil că dacă ați reușit să parcurgeți anexele bugetului pe care le-ați avut pe masa de Consiliu, ați putut constata că sunt cifre pe care noi putem să le apreciem ca bune. Aș da cuvântul domnului președinte să treacă în revistă ordinea de zi și vă supună spre aprobare ordinea de zi, după care să trec la prezentarea ordinei de zi în amănunt. Domnul Brănaru, dați proiectul mă refer aici ca să-l bate cu ordine. Da. Pentru astăzi avem proiect de hotărâre numărul 9, privind aprobarea bugetului local al Comunei Corbasca, județul Bacău, pentru anul 2022. Proiect de hotărâre numărul 10 privind aprobarea programului anual de achiziții publice pentru anul 2022. Proiect de hotărâre numărul 11 privind strategia anuală de achiziții publice a Comunei. Proiect de hotărâre numărul 12 privind utilizarea drumurilor comunale și de exploatare ce aparțin domeniului public OAT Corbasca de către SC Orange România și SC Protelco. Da. Proiect de hotărâre numărul 13. Privind aprobarea actului adițional numărul 4 al documentului de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Proiect de hotărâre numărul 14. Privind aprobarea devizului general și indicatorilor tehnico-economici, precum și asigurării de la bugetul local a cheltuielilor pentru realizarea obiectivelor de investiții, construire de teren multifuncțional 18x34 metri, cu gazon sintetic în satul Vâlcele. Și proiectul numărul 15, privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici, precum și asigurării de la bugetul local a cheltuielilor pentru asigurarea obiectivelor de investiții, amenajare teren sport 50x90 metri, cu gazon natural în satul Corbasca. Cine este pentru? Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul președinte. Dați-mi voie să rog pe domnul viceprimar să prezinte proiectul numărul 13, cel care are ca și obiect aprobarea unui act național de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate, la care suntem membri. În urmare, celelalte proiecte, dacă îmi dați voie, le-aș trece în revistă mai repede, pentru că o să am rugămintea să ne îngăduiți să putem participa și noi la înmormântare la Nenea Toader la 11:30, dacă înțeleg eu bine, la 11:30, cred că e. Așa e. Da? Și aș trece mai repede prin câteva proiecte pe care dumneavoastră le aveți ca și lucruri rutinate de acum. Și mă refer la aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici, precum și asigurarea de la bugetul local a cheltuielor pentru realizarea obiectivului de investiții, angajare teren de sport la Corbasca și la Vâlcele. Da? E vorba de 2 proiecte de hotărâre cu aprobare de indicatori tehnico-economici pe care noastră, dacă doriți să le consultați, avem devizele lor generale aici, cu tot ce înseamnă documente tehnice, cu tot ce înseamnă cheltuieli, cu tot. Le-am văzut prinse în lista de investiții. Dacă doriți să intrați pe detalii, este aici la poziția dumneavoastră să le studiați. Am spus încă de anul trecut că la Vâlcele intenționăm să construim și acolo un teren de sport. Știți că strategia noastră e înclinată spre sănătate, mișcare, cultură, recreere, biserici, dezvoltare locală și tot ce înseamnă. La cererea tinerilor din Vâlcele și după constatarea noastră a faptului că sunt tineri care se adună în mod regulat și joacă, desfășoară întâlniri sportive pe terenuri neadecvate, gen izlaz, cu tot felul de genivelări, am hotărât ca anul acesta să construim un teren frumos de sport în curtea școlii, care nu are ca obiect de activitate. Și chiar dacă ar avea ca obiect de activitate, curtea școlii să aibă un teren de sport, cred că nu e nimic în neregulă. În curtea școlii, acolo e singurul teren pe care îl avem cu documente în domeniul public, acolo la Vâlcele, pentru construcții, la această oră și, drept urmare, am cerut câteva, știu eu, consultații la oameni care se pricep și au venit și ne-au explicat. E un teren atipic, pentru că suprafața nu ne dă voie să-l facem mai mare. E suficient, zic eu, pentru ce nevoi sunt acolo și dacă vrei să te miști și într-o cutie de chibrit îl poți să o faci. La Corvasca, de asemenea, vrem să finalizăm terenul de sport cel mare. Trebuie însămânțat cu gazon natural. O să vină o pistă de alergare amenajată de la marginea terenului către cimitir acolo. Mai trebuie lucrări făcute, dar din cauza faptului că trebuie respectate anumite praguri în achizițiile publice, la un anumit capitol nu putem să mai mergem, trebuie să schimbăm și covorul sintetic la baza sportivă deja existentă, trebuie să înălțăm gardul la 6 metri, că el a fost făcut la 4 metri inițial, trebuie gardurile de împrejmuire spre cimitir înălțate, așa încât atunci când desfășori un meci de fotbal să nu trezești cu mingea între cruci. Mai sunt lucruri de făcut, dar anul ăsta cât putem să facem, sper să le terminăm până la sfârșitul anului, să putem face cum trebuie lucrurile astea, urmând ca la anul să continuăm cu ce avem de făcut. Bun. Astea sunt cele două proiecte, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici. Avem aici o solicitare din partea Orin și ea este veche. Urmează etapele aprobării documentelor exact, ca și în România. Astăzi e nevoie de un proiect de hotărâre prin care trebuie să le punem la dispoziție folosirea drumurilor noastre publice, cu tot ce înseamnă domeniul public, pentru instalarea unei fibre optice. Considerentul de la care pornim este că nu putem fi împotriva dezvoltării rețelelor de utilitate, că și aici e o rețea de utilitate la care lumea poate să se racordeze. Și cu cât sunt mai multe rețele din astea, piața devenind generoasă, sigur că prețurile vor scădea sau vor fi convenabile anumitor sectoare ale comunității noastre, cei care putem alege la ce furnizor să se racordeze, da? Este și Orange, este și Digi, care vin cu fibră optică, este Telecomul. Sunt mai multe variante, este și cel de la Puncești, da? Ați putut constata și în raportul de specialitate și în... Oamenii cer un lucru care este absolut legal de cerut, cer acceptul nostru pentru a putea instala această fibră pe domeniul public și a avea acces. Cred că trebuie să le dăm și serviciile, nu? Pentru chestiile astea, pentru intervenții, pentru... o să ceară și asta după. Păi cam atâta și restul este bugetul, care vine la pachet cu programul anual de achiziții, cu strategia anuală de achiziții publice și cu lista de investiții pe care ne-am propus-o pentru anul acesta. Ați putut studia cifrele de la buget și rugămintea mea este să putem discuta pe marginea cifrelor. Eu am să mai dau o dată citire raportului doamnei contabil, raportului de specialitate. Și am să vă spun că în urma primirii adreselor numărul 86 din 5 a 1-a 2022 și 181 din 25 ianuarie 2022 de la Agenția Județeană pentru Finanțe Publice Bacău, pentru repartizare sume din taxă valoare adăugată pentru buget 2022 și estimări 2022-2023, prin care se repartizează sume la capitolul 110202, sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate în sumă de 1.036.000 lei. Respectiv 291.000 de lei cheltuieli materiale învățământ, 110.000 de lei cheltuieli pentru finanțarea burselor, 615.000 de lei drepturile asistenților sau beneficiarilor persoane cu handicap, 20.000 de lei stimulent educațional pentru copiii preșcolari, 303.000 de lei pentru contul 040201, cote defalcate din impozitul pe venit, 3.084.000 lei pentru 11.0206, sume din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, 1.022.000 lei pentru contul 040204, sume alocate din cote defalcate impozit pe venit. Am mai primit adresa numărul 181 din 25.01.2022 de la Agenția Județeană pentru Finanțe, prin care mi se repartizează sumele pe trimestru. Deci bugetul vine împărțit pe capitole, vine total general și apoi ne spun cum să cheltuim pe capitole. Capitolul 110202, pe trimestrul 1, 219.000 lei, pe trimestrul 2, 235.000 de lei, pe trimestrul 3, 260.000 de lei, pe trimestrul 4, 322.000 de lei. La capitolul 110206, în trimestrul 1, 832.000, în trimestrul 2, 748.000, trimestrul 3, 539.000, trimestrul 4, 911.000. Deci și dumnealor și-au programat cheltuielile pe care noi le-am primit și trebuie să le aprobăm ca ulterior să putem să ne angajăm la cheltuieli în funcție de sumele aprobate astăzi. Adresa 3288 din 8/2/2022 de la Consiliul Județean Bacău de alocarea sumelor către bugetele locale în baza hotărârii Consiliilor Județene prin care se repartizează sume defalcate din taxa pentru valoare adăugată pentru drumurile comunale la 11.0205, valoare de 224.000 lei și sume repartizate din fondul la dispoziția Consiliului Județean 6% din impozitul pe venit pentru capitolul 040205, în sumă de 446.000 de lei. Am mai primit pentru această ședință adresa de la Școala Generală Porbasca, numărul 11 din 5/3/2022, prin care se solicită finanțare complementară pentru cheltuieli materiale în sumă de 25.000 de lei. Având în vedere excedentul bugetar al anului 2021, în sumă de 7.366.000 lei, precum și hotărârii Consiliului Local de asigurarea cofinanțării pentru proiectele depuse, este necesară bugetarea sumelor din excedent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local și adoptarea hotărârii de aprobare a bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2022. Cam asta este situația. Ați înțeles cât excedent am avut de anul trecut. Asta înseamnă banii care au fost programați și sunt și astăzi în grilă pentru lucrările care vor fi cofinanțate. Și avem aici și lista de investiții pentru utilizarea excedentului bugetar al anului 2021 pentru anul 2022, pe care, dacă n-ați studiat, o să o citesc eu. Și aici avem achiziția autoutilitară Renom. Asta știți că și anul trecut am avut această achiziție de programată, numai că din cauza crizei elementelor de astea electronice pe care le produce China sau cine le mai produce, livrarea acestor autoutilitare a fost sistată pentru anul 2021, deci în 2022 continuăm să încercăm să achiziționăm această autoutilitară. Știți foarte bine, utilitatea este cumva, știu eu, fundamentată de nevoia noastră de a ne mișca în teritoriu cu tot ce avem nevoie la intervențiile pe care le facem în teritoriu, da, la reparații, la, știu eu, toaletări, copaci, cu tot ce trebuie să cărăm cu noi, nu putem să mai mergem cu loganul, cu generatorul și cu pompa de apă în bagaj. Arătăm caragios și noi suntem o primărie de-a pus serioasă, care trebuie să arate organizat așa cum trebuie. Avem achiziție pentru licențe, programe informatice. Dacă aveți aici, deci la pentru autoutilitar am programat suma, am bugetat suma de 130.000 de lei. Pentru programe informatice 15.000 de lei. Reabilitare și dotare școala Corbasca. Aici noi avem de urmărim practic un proiect de reabilitare a corpului vechi. O să vedem în măsura în care apar oportunități și eu sper să apară oportunități și să nu ne împiedicăm de alte lucruri. Anul ăsta să demarăm această lucrare, care înseamnă locuirea, practic, o lucrare de eficientizare a corpului vechi de la Corbasca. Dacă ați trecut pe acolo, ați văzut că el nu este izolat termic. Acoperișul este foarte ruginit, tabla este degradată și implică lucrări de... Dacă nu, după rectificarea din la jumătatea anului, din iulie-august, putem de acord să intervenim și cu buget local acolo, pentru că e nevoie de reparații la școala aia. A fost reabilitat, după cum știți, în PNDL 2, în Programul Național de Dezvoltare Locală 2, corpul nou, cu acoperișul, cu dotări, cu tot ce este. O să căutăm să zugrăvim și școala frumos, așa încât încerc că o să fie ceva frumos, pentru că o să vedem mai departe, avem și centrele civice, probabil, prinse aici. După asta avem construire grădiniță cu 3 săli de clasă la Băcei, grădinița care a înțepenit, cum a înțepenit și Căminul Cultural de la Corbasca, din cauza constructorilor care au părăsit lucrările. Acolo este o lucrare finanțată aproape integral de Ministerul Educației și Cercetării. Unelor au făcut achiziția publică pe lucrări. Noi avem doar instalații acolo și organizarea curții, da? Cu tot ce înseamnă ea acolo, amenajarea curții interioare, cu tot ce trebuie făcut acolo. Am prins 293.000 de lei, dacă o să trebuiască, probabil mai avem bani în fondul de rulment, în rezerva pentru investiții. Mai avem determinat grupurile sanitare la școala Corbasca și la Băcioie. Aici sunt sume modice care trebuie achitate până la recepție la terminarea lucrărilor, 10.000 respectiv 3.000 de lei. Modernizare școală gimnazială sat Băcioiu. Prin programul operațional regional 2014-2020 avem contract de finanțare semnat. Aici am prins sumele pentru cofinanțare, 169.000 de lei. Vom vedea în momentul în care încep efectiv lucrările, dacă apar probleme, sigur, vom veni în fața noastră și vom expune tot ce înseamnă. Deci pentru această investiție, contractul de lucrări este semnat, este în achiziție publică deja, în procedură de achiziție publică, se ocupă consultanța de această lucrare. Reabilitare și dotare dispensar. Doamna n-a reușit să facă o plată către constructor la sfârșitul anului, motivul de anumite aglomerări în activitatea pe care a desfășurat-o. E vorba de 76.000, banii sunt veniți, trebuie să fie bugetați, trebuie să plătiți. Modernizare, renovare și dotare Cămin Cultural Corbasca. Aici a fost nevoie de refacerea devizului general în urma părăsirii cu lucrărilor de către constructori. Noi noua sumă de cofinanțare este 475.000. Lucrarea este în achiziție publică. Sperăm ca eu până în primăvară să fie desemnat un câștigător constructor, să ne apucăm și de treaba asta, să o vedem terminată, că ne strânge de spinare când o vedem cum arată. Construire teren multifuncțional cu gazon sintetic la Vâlcele. Acolo am prins valoarea integrală a investiției. Amenajarea terenului de sport Corbasca cu gazon natural. Avem reabilitare, modernizare și dotare parc, care sper ca până mai să fie predat către noi, că nu-l avem încă recepționat și el deja este cărărit de toată lumea și constructorul are dureri de cap, putem să refacă tot ce e acolo. Sistem inteligent de distribuire gaze naturale în comuna Corbasca, Tătărăști, Prâncești. Aici a venit evaluarea de la finanțator. Proiectul este eligibil, este în urma concurenței și a analizei îndeplinește 70 de puncte dintr-o 100 de puncte. Eu zic că este un punctaj bun pentru... N-am obținut finanțare. Deocamdată n-am obținut finanțare. Am prins acolo 250.000 de lei pentru ca în momentul în care apar semnele, trebuie să intrăm în PNRR, că acolo să discutăm de finanțare pe gaze, dar, mă rog, noi ne facem datorie. Reabilitare, modernizare, sistem iluminat public Corbasca. Știți că avem semnat contract de finanțare, se lucrează la documente până se trece la execuție. Practic, execuția însemnând vreo 2 săptămâni, înlocuirea lămpilor existente pe aleile principale, vreo 400 de lămpi. Pe aleile principale astea, străzile principale din fiecare sat, da? Am vorbit cu cel care a câștigat licitația, în 2 săptămâni dumnealui spune că o să termine lucrarea și atunci vorbim. Sperăm să apuce cât mai repede de ea. Optimizarea sistemului de alimentare cu apă trebuie preluat. La cu Marvila, Scărișoara Marvila, și acolo mai trebuiau niște bani plătiți după recepție și după finalizarea tuturor probelor pe care dumnealor le fac încă, pot să achităm, să avem și acolo treaba recepționată. Amenajare centre civice. Aici o să intrăm pe finanțare buget local, că nu avem altă linii de finanțare care să fie o oportunitate. 2.058.000. Da? Și vrem să-l trecem repede la execuție, pentru că ajunge și vrem să vadă schimbarea cum trebuie în centrele astea. Deci e vorba de Corbasca, Scărișoara și Rogoarda, acolo la Vale. O să venim dacă ne dă Dumnezeu timp să trecem în revistă în fața noastră tot proiectul, cu imagini, cu tot ce trebuie făcut. Sistem de supraveghere video în comuna Corbasca. Am început anul trecut discuțiile, pentru că e nevoie de documentații tehnică și de avizare. Ne-am propus-o pentru anul ăsta și sper să o facem. Am prins 160.000 de lei. Un lucru care trebuie făcut într-un mod profesionist, așa încât să fie recunoscut, avizat cu tot ce trebuie. Pentru înființare, canalizare, comuna Corbasca, am prins 300.000 de lei. Proiectul este depus în Programul Național de Investiții Anghel Saligny. Avem determinat modernizarea drumurilor de interes local. Aici trebuie să vă spun că urmează să mergem la București să semnăm un act adițional prin care suntem scutiți de la cofinanțarea de 3 milioane și un pic, conform ordonanței 15 din 2021. Apoi avem 1096, podul de la Fofichi, s-a terminat documentația în sfârșit și urmează să venim aici să aprobăm noi indicatori, după care să vedem ce mai implică această lucrare. Constructorul este obligat, are obligația de a face Să vedem dacă s-a intervenit la soluția de executare a lucrării. Vom vedea ce este de aici, tot în Consiliul Local o să venim cu ele și o să le analizăm. Refacere zona afectată de calamități pe drumul agricol Scărișoara-Rogoaza, finanțat prin măsura 322. Știți că avem probleme acolo la Rogoaza, într-o curbă, pârâul ne-a dat de lucru și finanțatorul ne-a cerut să intervenim acolo. O să vedem foarte repede despre ce este vorba și aici. Avem proiectare făcută, avem tot ce trebuie. O să mergem în achiziție publică și cu acest proiect, să-l trecem pe execuție. Trebuie să finalizează perioada de monitorizare și vor veni cei de la AFIR. Și trebuie să vadă extrem serios și ne ținem de cuvânt. Reabilitarea drumului comunal 98C din satul Rogoaza este depus la Compania Națională de Investiții. Am primit aviz favorabil. Urmează să fim invitați la prima ședință tehnică a dumnealor să semnăm acordul de finanțare. Este aprobată finanțarea cu toți indicatorii, tot. O să vă prezentăm în ședința imediat următoare toate documentele. Poate vă prezentăm și proiectul ăsta, acordul de finanțare atunci. Sigur, avem documentații de avizare, lucrări de intervenții pentru modernizare drumul Sătești în comuna Corbasca. Așteptăm să vedem o oportunitate de finanțare și pentru aceste drumuri. Am prins sume și aici 100.000 de lei. Amenajare poduri și podețe și părul Bacioiu. Program național Anghel Saligny. Eu am așa un feeling că o să le prindem pe asta și o să le avem finanțate cu contract de finanțare. Cam asta este lista de investiții. Programul de achiziții, dacă v-ați putut uita, și strategia anuală de achiziții respectă legea cam fiecare an. Trebuiesc parcurse toate etapele unei achiziții. Ați văzut acolo despre ce este vorba. Tot ce e lista de investiții și mai mult decât atât, evident, sunt pașii de făcut pentru fiecare investiție în parte, sunt trecuți în program, cu sume, cu tot ce înseamnă. Cam asta e ordinea de zi. Dacă noastră aveți, eu știu, completări, întrebări, propuneri, noi suntem aici, o să vă putem răspunde. Dacă e nevoie, chemăm și specialiștii. Numai să nu plece nimeni nelămurit de la ședință. Să dau citire raportului de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 4. La documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al deșeurilor solide în județul Bacău. Știm cu toții că la această dată proiectul Sistem Integrat de Management al deșeurilor solide în județul Bacău, în baza contractului de finanțare numărul 131.826 din 11 aprilie 2011, semnat cu Ministerul Mediului și Pădurilor, se află încă în perioada de monitorizare. Prin documentul de poziție semnat la nivelul ADIS Bacău s-a convenit asupra unor elemente tehnice, economice și organizatorice, fiind abordată problematica gestionării deșeurilor la nivel județean. Pe parcursul implementării proiectului au apărut modificări în ceea ce privește cadrul instituțional, lucru care a determinat necesitatea actualizării datelor prezentate în documentul de poziție. În acest sens, având în vedere necesitatea extinderii sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Bacău, luând în calcul proiectul extinderea sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Bacău în perioada 2020-2023, văzând analiza instituțională aferentă proiectului extinderea sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Bacău, având în vedere prevederea articolului 271, aliniat 1 din legea 227/2015 privind codul fiscal, care precizează faptul că Se consideră prestare de servicii orice operațiune care nu constituie livrare de bunuri, așa cum este definită la articolul 270 și colaborat cu prevederea articolului 10 aliniat 4 din legea 51/2006 republicată privind legea serviciilor comunitare de utilități publice, asociațiile de dezvoltare intercomunitară au calitatea de persoane impozabile din punct de vedere al TVA-ului pentru asigurarea serviciilor de utilități publice pentru unitățile administrativ-teritoriale. Din aceste motive legale, Addis Bacău s-a aflat în situația impusă de lege de a se înregistra în scopuri de TVA și de a emite facturi în locul notificărilor de plată. Deci până acum noi primeam notificări de plată. De acum o să primim facturi. Nu o să mai primim notificări. Care nu erau considerate documente fiscale în relațiile cu beneficiarii serviciului de salubrizare. Lucru care făcea imposibilă recuperarea debitelor. Față de cele anterior menționate, considerăm legală, necesară și oportună inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 4 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management. Da. Da. Mulțumesc, domnul viceprimar. Aici e o problemă care se numește război. Eu n-am putut să-l prezint pentru că nu-mi place. Nu-mi place, știți de ce nu-mi place? Pentru că știu ce urmează după acest proiect de hotărâre. Dacă până acum era toleranță, de azi înainte tot ce înseamnă factură produce dobânzi și penalități. Cu toții știm ce înseamnă factură neachitată la termen, da? Până acum, sub obrăduirea Addis, toată lumea plătea când putea, plătea cum putea și plătea într-un final. Ei s-a ajuns la concluzia în care entități publice precum Moinești, Dărmănești, Comănești, care au făcut front comun împotriva dezvoltării acestui proiect de utilitate publică, ei au mers în permanență în instanță, au și pierdut, ca o grămadă de bani săraci, nu au câștigat niciun proces, ca gâdeia nostru, tot în judecată în fiecare lună, dar nu câștigă niciodată. E motivat de această luptă în instanță aproape surdă, Addisul, vedeți dumneavoastră, ei au plătit TVA, pentru că ei au tăiat factură lunară și s-au încărcat la TVA, dar nu au mai încasat-o. Factura n-a mai fost încasată, prin urmare ea produce TVA și trebuie achitat. Cine plătește? Sfatul popular, nu plătește nimeni. Și de asta, din momentul în care o să genereze programul facturi pentru fiecare entitate, adică Corbasca, dacă au dus, nu știu, 10 tone săptămâna, sau luna asta face 40 de tone, vine factură 40 de tone, cât costă atât. Nu plătește 30 de zile, ai un anumit calcul al dobânzilor, penalităților și tot ce implică. Și de asta nu-mi place că s-a ajuns aici, nu avem ce face, suntem membri și nu avem încotro, trebuie să ne aliniem tuturor modificărilor din punctul ăsta de vedere. Am omis, cred să vă spun, că și la culte, ca în fiecare an, am prins sume și dacă ați putut vedea, cred că ați văzut, nu? Și mi-a fost interesat să uitat că sunt sume, sunt prinse sume la culte. La capitolul 670250. Alte servicii în domeniul culturii. Am primit solicitări de la toate parohiile, ca să nu zic la toate parohiile, pentru că sunt și biserici arondate. Și am hotărât ca toate solicitările să fie onorate la nivelul la care au fost făcute. Respectiv, Vâlcele a solicitat suma de 60.000 de lei, cu precizarea că vrea în primul trimestru care se termină imediat și o să-i dăm în trimestru 2, pentru că până se finalizează toate prelegerile pentru buget, trimestrul 1 e cam rus. Motivația este pentru că în toamnă domnii consilieri de la Bruxelles prezenți aici ne invită la sfințirea obiectivului Biserica din satul Bruxelles, care e o biserică extraordinar de frumoasă și o să vedeți noastră, la sfințire. Și acolo puteți aprecia că investiția Consiliului Local în această instituție de cult merită. Mai ales că este și populată cu cetățenii în fiecare ocazie, la fiecare sărbătoare. Biserica, parohia de la Corvasca a cerut 70.000 de lei pentru a finaliza acoperișul bisericii, la care s-a achitat doar o parte din sume, și pentru a rezolva încălzirea în biserică. Banii vor fi achitați tot în trimestrul 2. Biserica Scărișoara a cerut și s-a acordat 70.000 de lei pentru lucrări la Biserica Veche la Scărișoara și la Biserica de la Rogoaza, programate în trimestrul 3. Mănăstirea Pogleț a solicitat 50.000 de lei, alocarea sumei 50.000 de lei, care vor fi alocați tot în trimestrul 3 al anului 2022. Și Biserica Bacioiu a solicitat 100.000 de lei, care sunt aprobați și vor fi plătiți în trimestrul 3. Sumele au fost programate în buget. O să dăm vice compartimentului venituri să ne ajute să avem sume la data respectivă pentru a achita, pentru a onora cu dragoste și sinceritate aceste obligații pe care nu le asumăm astăzi. Cam astea sunt problemele pe care le aduce anul ăsta bugetul, elementul de noutate fiind acela că, în sfârșit, putem să constatăm că intrăm și noi în normalitate. Adică, așa e normal. În februarie, cel târziu, să ai bugetul aprobat. Fiind vorba de 10 februarie, considerăm că e o dată decembrie. Nu știu dacă în ianuarie am aprobat bugetul, nu cred că am avut niciodată buget. Am avut și în aprilie. Și în iunie am avut, nu numai la aprilie. Da. Domnul primar, aș vrea să fac o precizare cu privire la ADIS. Dacă ne îngrijorează de la data prezentului facturile care le vom suporta, pe mine mă îngrijorează gunoaiele care le vom aduce de aici. Da. Deci aici ar trebui să facem ceva în sensul ăsta. Dacă ne vom umple de cantități și ne vom sărăci din bugetul local pe zi ce trece. Pentru că ducem la gunoi tot felul de tâmpenii. Ceea ce nu este o notă, știm din experiența anilor trecuți, în ce cantități duce Comuna Corvasca, aproape mai mult decât un oraș de 20.000 de locuitori. S-au mai redus cantitățile din 21 față de 20, s-au redus. Ideea ar fi ca de acum încolo să fim foarte atenți, pentru că nu ne mai păsuiește. Factura trebuie plătită, să suportă penalități de întârziere și până la urmă ajunge cu conturile blocate, așa cum au ajuns alte mateuri. Corect. Deci nu trebuie să zbărlim în container cine vine pe chilie, că noi suportăm. Aici am vrut să intervin. Vă mulțumesc, e foarte utilă intervenția. Noi am solicitat permanent sprijinul dumneavoastră, ideea de a comunica cu cetățenii. O facem și noi cât putem, o să încercăm să găsim mijloace de comunicare, eu știu, publice, prin afișaje, prin ce putem face, să aducem la cunoștință cetățeanului că nu poți arunca în dușmanie deșeuri pe unde te tai capul, pentru că toate alea sunt tot împotriva noastră. Știți că am fost amendați de Garda de Mediu și urmează în februarie, acum cred că să vină iarăși, să vadă că la Băcioi iar avem un depozit de gunoi acolo, la ieșire din sat, pe izlaz. Și acolo e că sunt oameni care știu despre ce este vorba, știu cu ce se mănâncă ciorba, dar nu țin cont de niciun fel de logică în direcția asta. Găsesc toată ziua pe drumul agricol, nu vă spun că m-am oprit eu de câteva ori să fac curățenie ca să dispară deșeurile alea. Pun tot timpul o căruță ca să adune sacii pe care aruncăm pe marginea șanțului pe drumurile agricole. o rușine cât casa pe care eu nu știu cum nu o trăiește cel care face gestul ăsta. Bă, dacă e un sac de gunoi, pune-l într-un tomberon, nu-l arunca pe drum, mă, că ți-l arunci ție în cap până la urmă. Banii aia pe care noi îi plătim amendă, da? Am putea face altceva cu ei. Ce Dumnezeu, nu putem înțelege lucrul ăsta. Că practic îmi fac din rău. Cum să arunc eu pe șanț un sac cu gunoaie? De ce nu-l arunc la un coș de gunoi? Pe care îl pot găsi la Corbasca, la Rocoaza, unde mă duc să-l găsesc. În alte ordine de idei. Colectare selectivă. O să vedem cum reușim să facem, să putem să convingem pe cei de la ADIS să facem colectare a deșeurilor selective din poartă în poartă, pentru că altfel nu putem să ne îndeplinim cota pe care o avem tot prin acta regională aprobată în Consiliul Local. Nu ne-au scăzut tarifele la menajer, dar avem condiția ca să creștem colectarea la selectiv. Or, dacă oamenii nu au, și eu cred că aici e dreptate pentru oameni, nu au în ce să colecteze deșeul selectiv, îl amestecă cu cel menajer și îl dau la gunoi cum îl dau. Găsim soluții să vedem. Nu merge cu saci, am încercat cu saci, nu merge. Trebuie recipiente la fel ca pentru gunoi menajer și ziua în care mașina face colectare selectivă la Corbasca, trebuie să meargă la fel ca la menajer din poartă în poartă, omul să știe să scoată recipientul cu gunoi menajer, respectiv plastic cu ce este, cu carton sau cum este. Este carton metal. Așa. Și plastic cu sticlă. Da. Nu, sticla e separat. Sticla este separat. Deci trebuie să facem lucrurile astea, că vedeți, suntem obligați, că trebuie să o facem noi. Suntem obligați. Nu mai putem să... Avem anul ăsta, conform datelor, trebuie să predăm 50% deșeuri selective. Nu vă spun că permanent depunem o situație la Agenția pentru Fondul de Mediu, pentru care, în cazul depășirilor și în cazul nerealizărilor, plătim... Anul ăsta am scăpat, la Domnul, nu dă niciun ban. Și de regulă noi ne-am păstrat acolo, am păstrat un echilibru și n-am plătit sume mari la Agenția, la Fondul de Mediu. Dar dacă nu ne facem datoria, o să fim îngropați și acolo cu datorii și datorile sunt mari. Tot să strânge funia în jurul parului și vedeți, noi nu recunoaștem că trebuie să ne aliniem cerințelor angajate prin, știu eu, afilierea la Uniunea Europeană. Contractul de aderare a însemnat și obligații din partea noastră. Nu așteptăm numai finanțări de la Uniunea Europeană. Trebuie să respectăm și anumite criterii pe care le-au impus în contractul de aderare. Noi nu vrem să înțelegem, așteptăm doar bani. La Uniunea Europeană că ăștia ne dau bani și atât. Vin să ne ia la bani acum, că vin cu infligere pe mediu, vin cu o grămadă de probleme și asta ne costă pe toți. Indiferent de înălțime, greutate sau vârstă, toți o să plătim. Da. Despre consumul de apă, montarea produselor, consumul de apă române. Da, avem probleme cu depășirea consumului de apă. Aici știți cum e, noi nu avem ce face pentru că omul cât consumă asta plătește. Noi trebuie să facem niște demersuri la Institutul Internațional de Hidrogeologie sau cum se numește. Să ne dea o derogare. Puțurile noastre pot genera cantitatea de apă. Ori prin contract, prin proiectare, noi putem furniza doar până acolo. E un nivel până la care te poți duce. În momentul în care noi am depășit cantitatea furnizată, apele române vin și bagă penalități care sunt mai mari decât consumul de apă însuși. Înțelegeți ce spun? Deci, în momentul în care eu consumam în proiectul puțului, spunea, domnule, poți furniza 5.000 de metri cub. Eu am furnizat 8.000. Diferența de 3.000 de metri e mai scumpă decât apa pe care o consum. Deci majorările sunt mult mai mari decât... și atunci, iarăi, să spargă cadrul nostru, trebuie să facem demersurile necesare să putem obține de la dumnealor, nu știu, înțelegere, să ne dea voie, să considere și... Acum sperăm să nu avem secetă, să nu putem furniza apă. Dar, deocamdată, puțurile ne arată că funcționează și avem de unde da apă la oameni. Da, astea sunt probleme cu care ne confruntăm, le-am mai discutat pe parcursul anului de... Înscrie la cuvânt. Cine se înscrie la cuvânt? Pentru că avem ce discută. Două cuvinte. Sunt de acord cu toate proiectele. Îmi pare rău că la Colt acolo n-am auzit și Biserica Marvila. Parochia Marvila. Da, da. Părintele e cel care gestionează, nu noi. Ar trebui să fii știut și la bază și erorează. Dacă nu știu, nu sunt prea mulți de cortului. Sunt la localită. În legătură cu plata la apă, sistemul Marghera. Eu, domnul primar, cu tot respectul, vă spun, eu n-aș da un ban la aia care fac sistemul de apă, pentru că nu funcționează. Nu este apă. Până când nu funcționează, n-aș da un leuț. Deci nu au apă, începând de la Ciungu, încolo, la deal, nu au apă. Nu dăm la aia care au făcut sistemul. Din consumul pe care îl înregistrăm, nu e vorba de... Da, nu la, mă refer, la patronul care a făcut lucrarea de la Peșoară. Nu este recepționat. Și nici nu l-au luat. Pentru că, doamne, nu funcționează. Nu este apă. Ai răbut. Păi am răbut de tot, să fie mulțumit. El are apă. Eu am apă. Dar de la deal, începând de la Iuna Luciunul, acolo, nici nu au apă. Suntem în probii, domnule. În probii de una de zi. Acus. Sunt într-unul de anul de un an de altă. Nu, domnule. 5 ani. Noi avem apă de... Adevărul la obie ca să putem ajunge și noi la voluntarii. 11 și 20. Haideți ca să... Restul nu am gândit. Am înțeles. Luăm măsuri. Mihai. Proiectul, bugetul este cât de cât echilibrat, este foarte bun. Eu am o nedumerire la punctul 3, la reabilitare și dotare școală Corbasca. Așa. Ați spus că vreți să modernizați și să schimbați acoperiș și izolații. Așa, știu, dar la sumă că e mică. Da, este o sumă foarte mică. Am prins bază de documentații tehnică, în prima etapă. Dar... La construirea grădinții cu program normal, la Băcioi. Da. Ea nu este construită deja sau... A, da, da, trebuie finalizată, lucrarea acolo. O să vină să ne predea, noi să continuăm cu instalațiile și cu modernizarea. Așa. La amenajarea terenului de sport, sperăm poate că o să termine odată, că sunt pe vreo 15 ani când o să amenajează și niciodată nu s-a terminat. Nu știa asta. Anul ăsta-l facem cu documentații, cu tot ce trebuie, numai el. Așa, la... Consolidarea versantului. Aici puteți prinde cumva și la roșu acolo în față, dacă știți dumneavoastră unde e o porțiune. Păi știu. Și mai e și la pod, tocmai la sus. La găliță acolo. Da, 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 și acolo. Acolo podul ăla, eu sper să prinde și aia e reabilitată deja, că o să intre, să facem cadrul lucrărilor de plan. Aveți și în pădure, un podez la ieșire spre Pogletă, acolo, dacă îi băgai de seama. Da, și probabil, da. Da, eu vreau să fac un proiect de reparații pe drumul ăsta, cred că tot anul ăsta îl facem. Mai sunt acostamente care trebuie reparate, trebuie marcat, trebuie indicatoare din nou, că le-au furat toate, sunt multe lucruri de făcut. Păi, na. Noi le predăm la poliție, dar poliția nu face nimic pe ce. Face de el material, care nu-l fură. Da. Altceva, Mihai? La modernizarea drumurilor de interes local a spus că e PNDL și drumurile sătești, care ar fi diferența între drumurile sătești și... Drumurile sătești e un proiect nou care urmează să găsim o linie de finanțare pentru el. Până atunci l-avem proiectat la faza DALI, da? Adică avem studii de fezabilitate cu tot ce înseamnă și așteptăm să găsim ori PNRR, ori fonduri europene, ori ceva. Imediat cum a apărut oportunitatea, ne-am dus cu el. E făcut, e pregătit numai să... Drumuri sădești care au... Da, deci sunt o parte din drumurile care au rămas neasfaltate. Telepliții, cum ar veni. Respectiv, de la Chira până la Alexia, acolo. Așa, după aia la Scărișoara, ți-am spus, ăsta la Vale, care coboară, se duce până la Cataramă, pe la Bordei, pe acolo ies la Citirică. Sunt o grămadă de variante care sunt. La Marvila, de la Neagică, la Troiță, la Băcioi, drumul la Cimitir, la Olaru, la Rezervoare. Sunt o grămadă de drumuri. Și la Vâlcele, nu intră în programul Izlază, nu intră. Da, și acolo trebuie să facem. Pentru pășunatul animale. Da, pentru pășunatul animale, că au rămas niște animale băgate în program. Că nu o să mă arunce cu noi cu Izlază, a fost mișcat și la... Voi mai sunt? Acolo la Chira de la... Noi mai târziu, da. Mulțumesc pentru mai sus. E tot în administrația primăriei drumul ăla care s-o... Drumuri de exploatație are acolo, știi cum e. De la capătul satului, de la limita planului urbanistic general, e drum de exploatație. Acolo, normal, ar trebui făcut ceva, dar... Practic toată valea aia e o vale care acumulează un torent. Când plouă, toată strada aia... A fost deviată, domnul. Da, știu că a fost deviată. Deci acolo a fost deviată de terenul cuiva ca să facă drumul cum este. Da, la omul ăsta... Înainte de 30 de ani nu era așa. Drumul a devenit alb de râu, de pârâu acolo. De la Vrânceanu, de acolo s-a schimbat toată șmecheria și oamenii săraci au îmbătrânit. De sus, de la Pădure, de unde începe Ursoaia, de acolo s-a schimbat cursul apei. Venea pe la Vrânceanu și ieșea lângă știu unde ieșea. Da, vom vedea. Trebuie să-i facem ceva, că acolo și dacă asfaltezi, o să vină, că vine apă, ți-a tot și pui pe acolo. Acolo, la Popiza, vreau să nu spun și eu. Problema aia, curba aia. Stai să termin, Mihai. Nu, am terminat. Curba aia, unde terenul ăla, așa, ne-a asfaltat o porțiune acolo din nou. Da. 40-50 de metri. Știți că drumul ăla i-a pomenit curba asta, e executat de Pâncești, în cadrul unui proiect de reabilitare a unui drum comunal. Oamenii au făcut ce vremea permitea atunci și au ajuns până acolo. Legătura între drumul de la Corvasca de 1096 și drumul de la Pâncești, care nu știu ce indicativ are, e făcută printr-un drum forestier. Și podul care traversează Pârâul Fulgeriș și drumul de la capătul drumului de aici asfaltat până la asfaltul celălalt, adică până la limita pășunii noastre, este drum forestier. Pentru care trebuie cu 1.000.000 de hârtii făcute să... Da, dacă... Cred că ne dă la un televizor cineva dacă aude chestia asta, știi? Adică o rețea de drumuri comunale trece printr-un drum forestier, care trebuie modernizat cu un sac de avize. Da, o să vedem ce putem face. Ar trebui făcut să intrăm în civilizație și cu... Noi putem face capătul ăla nostru pe pășune, dar acolo spun eu că mai bine nu dezgrob morții, că miros urât acolo. O să trebuia să se introducem în domeniul public. Nici nu avem în domeniul public drumul ăla, captul ăla pe izlare. Nu-l avem, vă spuneam, inventarul nostru nu există. Cum nu există nici drumul care duce la Fulgeriș și tot în domeniul public al Poponei Corvasca, drumul de la Pâncești, la limita Pânceștului, până la intrare în Chilia B. Și ăla e tot la noi. Ar trebui să facem o reactualizare. Acum vrem să facem anul ăsta reactualizarea domeniului public, cu tot ce avem, cu toate peticele de pământ, că trebuie cerut avizul Ministerului Dezvoltării pentru modificarea inventarului. Și atunci, dacă facem o lucrare de asta, o punem în dosar, mergem la București, luăm avizul și putem să venim în Consiliul Local, să spunem că avem un inventar sănătos la care ne putem uita când dorim, să-l accesăm din toate punctele de vedere și pentru investiții și pentru tot ce trebuie. Dar tot la planul ăsta de investiții, rog să aveți în atenție, pentru că am prins două terenuri amenajate în Celeș cu Arvasca și să avem în atenție și satul Bacioi. Dar este... Ba, seama că n-ați... Dar nu, că și aparte... De satul Bacioi are modernizarea școlii, care implică o sală de sport de dimensiuni olimpice. Care va fi de sport acolo, care nu știu dacă... O să vedem. În momentul în care o să venim la jumătatea anului cu propunerea pentru planul urbanistic zonal la Băcioi, pe cele 14 sau 20 ceva de hectare, vedem cum o să facem cu suprafețele alea care trebuie date tinerilor și acolo să fie o urbanizare a locului și probabil să rămână și locul de teren de sport. Da. La diverse aș propune să realizați suprafața de izlat din satul Bacioi, pentru că nici la ora acolo n-am, nici când am fost eu n-am putut să realizăm să luăm terenul ăla care ține păcală și să ținem și în patra, să luăm de la OCPI, să ne facem un studiu ce suprafață de pășuni este la satul Bacioi și dacă este ocupată în mod abuziv, trebuie acționat din nou din taxă. Noi atunci am renunțat, nu am mai avut bani să plătim la judecătorie. Da. Te sunăm, domnule. Da. Legat de aspectul ăsta, vreau să vă spun că la anul expiră contractele de concesionare cu pășunea publică. Pentru un fel sau altul trebuie să găsim soluții ca până la anul să avem pășunea cumva catalogul ăsta contorizată, cartografiată, făcut ceva. Cu toate că suntem în plin proces de cadastru sistematic și Și urmează ca și pășunea să intre la în acest cadastru sistematic, care e gratuit și finanțat de Guvernul României. Numai că forțați din prejurări, trebuie să facem planul de situație cu pășunea și astea trebuie vizate de OCPI, lucru care se calcă cumva peste celălalt lucru, dar nevoie fiind, pentru că la anul la concesiune nu mai poți juca pe lângă suprafețe, că n-ai nicio șansă să mai fii acreditat și poți fi contestat și nu vă spun că solicitările sunt în sarabandă la noi, încă de anul ăsta. Oameni care nu știu că contractele de concesionare sunt actuale și sunt în funcțiunea lor. Vincer, numărul de animale a crescut, suprafața rămâne aceeași sau o să se diminueze din punctul meu de vedere, pentru că sunt suprafeții care vor dispărea de pășune și atunci o vedea. Noi suntem interesați de recuperarea fiecărui metru de pășune, vă dați seama că da, este o ocupare abuzivă. Corect, corect. Documentele sunt de partea noastră, având în reconstituirea dreptului de proprietate, conform legii Codului Funciar, cu hărți făcute în 1992, de preluare a islazilor comunale de la fostul CAP, ocuparea abuzivă poate fi scoasă din arhiva judecătoriei Bacău, la Dura Gheorghe, unde s-a pierdut procesul, dar noi nu am chemat... Nu, noi nu am chemat executorul să ne punem procesul. Asta n-am făcut. Da. Dar în instanță... Dar există hotărâre definitivă? Există în arhivă a judecătoriei. Noi trebuia să plătim executorul judecătoresc la data respectivă să ne punem posesie. Făcând punerea în posesie de executor, atrăgea după zile încălcarea legii de către Dura, și se transforma în altceva. Noi n-am făcut asta și el și-a permis și în continuare ține. Dar noi singurul care da, numai că el l-a introdus și la agenția de plăți. Orice am pune noi acum se suprapune cu declarația lui la agenția de plăți, în așa fel încât aia resping cererea noastră ca și suprafață. 2023 va fi anul când vom scoate din nou la licitație suprafețele de izlaz, până atunci, ce spune domnul primar, să ne întregim suprafața și efectivele de animale vor suporta pășunea care o avem. El a plecat cu un document de la primărie ca să te pună la agenția de plăți. Cine i l-a semnat? Nu, n-a plecat cu niciun document. Păi atunci cum le-am scris la agenția de plăți? El a plecat la agenția de plăți cu titlul de proprietate de pe versantul estic, care în loc să le duc acolo unde sunt, el le-a mutat în amplasamentul primării, punându-le acolo de când era orarul la agenția de plăți, spunându-i la telefon că matale înregistrezi orice persoană care vine și îți aduce un document mai mult sau mai puțin legal, dar nu întreb dacă are act de proprietate. Și răspunsul a fost că pe ei nu-i interesează, dacă omul de plătează, răspunde. Merită subvenție. Și atunci el o beneficia de chestia asta și va veni timpul... Harta comunii nu apare pășune acolo? Bineînțeles, bineînțeles că apare pășune, dar el a amplasat telefonul ăsta de din face. Și atunci când îi uiți pe harta... Telefonul ăla se poate muta la loc legal. Păi da, asta trebuia să facem. Executorul judecătoresc eliberarea terenului ocupat al Dumnezeu. Dar știți că a fost o adevărată cazna noastră, deci ne-am chinuit, cred că, un an și ceva de zile. Un an și ceva de zile ne-am chinuit ca să obținem dosarul de constituire a pășunii comunale. Pentru că nu mai aveam nici dosarul la primărie, eram vai de capul nostru, nu știam cu ce ne spălăm pe cap. Muncă și o să ajungem și la Rogoaza sunt probleme, spre exemplu, numai la Băcioi. La Rogoaza s-a dus în pârâu numai pe pășunea primăriei, știți? Ceilalți o au toți. Și o și stăpânesc cu o ferocitate care e demnă de Cartea Junglei. Altcineva? Atât. Dacă e atât, punem spre aprobare proiectele de hotărâre, numai că primul o să-l supunem în două variante. Partea de cheltuieli separat, partea de venituri separat. Primul proiect, ăsta nou. Da. După care celelalte... Deci la primul proiect pentru secțiunea de... Venituri și secțiunea de cheltuieli. Cine este de acord cu proiectul de buget la secțiunea venituri? Mulțumesc. Și tot la bugetul local cu secțiunea cheltuieli. Mulțumesc. Așa, proiect de hotărâre numărul 10. Programul anual de achiziții publice pentru anul 2022. Mulțumesc. Strategia, proiectul numărul 11. Strategia anuală de achiziții publice. Da, mulțumesc. Proiectul numărul 12. Cu compania Orange, utilizarea drumurilor comunale. Da, mulțumesc. Proiectul numărul 13. Actul adițional numărul 4 cu ADIS-ul. Deci aici o să fie o nebunie. O nebunie. Uniunea Europeană, da. Da. Proiectul numărul 14. Teren multifuncțional la Vâlcele. Da, mulțumesc. Proiectul numărul 15 cu teren natural. Gazon natural la Gorbasca. Mulțumesc frumos. Și noi vă mulțumim și vă rugăm să faceți la mormântare, la neamnădere, că a fost un cetățean de